Franții. Da, Davide. Davide, te rog frumos. Gata, copii, începe treaba. Deci, eu am pentru clasă, clasa... A doua. Patra. Puteți fi în clasa a doua. Nu, da. Putem, pentru că noi suntem copii mari. Dacă puteți fi în clasa a doua, du-te la clasa deci, a doua. Deci, 8, 5, plus 2 pe 3 înmulțit cu 3 pe 3 pe... În paranteză, 1 pe 5 plus 2 pe 3? 7, nu? Uite așa. Deci o cincime plus 2 pe 3 ori 3 pe 7, tot într-o paranteză, înmulțit cu 1 pe 2, este egal cu... Atât. Ah, stai 2 secunde. Cu Daria. Cu Daria, nu cu Daria, cu Daria. Da, de ce? Păi pentru că așa știu eu. Mai am arătat aici. Tu termină repede. Așa. 1 pe 5 plus 2 pe 3 este egal cu, vă spun acum, 3 pe 8. Bă, dar ce operă să facă în tenul? Să facă mulțirile, mă? Ba da, ba da. Păi cum faci să adunăm? Am prins. Hai să râd de el că a făcut o mare greșeală. Ha-h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 a-
că mai întâi operațiile de gradul 2. Se mai întâmplă, sunt bătrân. Da, foarte bătrân, da. Mai bătrân ca proful, nu cred că ești, mă scuzați. Deci atunci... Primul înmulțit cu 7 și al doilea cu 3. Unde mă? Dar la mulțire... La mulțire cum se fac? Ei între ei de sus și ăsta... Nu s-au uitat tot. Vezi? Deci la mulțire numărătorii între ei și numitorii între ei. 6 pe 21. O secundă. Dacă se poate face 6 pe 21, dar mai întâi faci simplificarea. 3 cu 3. A, dacă te faci. Da? Da. Ca să fie ușoară fracție. Deci e egal mai departe cu 1 pe 5. Casandra, hai amândoi că el e obosit. Da. 1 pe 5 plus Casandra. 2 ori 1, că a rămas 1 aici, 2 ori 1, 2, supra 1 ori 7, supra 7, da? Totul de mulțit. Hai să nu se scrie, toată lumea scrie. Da, a scris de mult. Sper că mi-a dat bine. 1 pe 2. Acum avem de adunat 1 pe 5 plus 2 pe 7. Nu sunt cu numitorii aceiași, numitori diferiți. De ce nu m-a sus cu mine la asta? Hai, te rog. 10 pe 35 este egal. Totul de mulțit cu 1 pe 2. Și egal cu. Acum, ce fericiți suntem că avem 35 amândoi numitori, descrim un singur numitor, deci egal cu 35. Și adunăm numărătorii. 7 și cu 10. 7 și cu 10. Ori 1 pe 2. Profesor, dacă se iubea acum unul, dar... Mie nu-mi plac fracțiile reductibile. 17 supra 35 ori 1 pe 2. Ei, nu se simte. Uitați-vă la fața lui David, ca și cum de ce nu mai dați probleme. Da. 17 și pe 35 nu se mai poate simplifica. Nici așa, nici așa. Și atunci mulțim 17 ori 1. 17 ori 1 supra 35 ori 2. Și egal cu 17 supra 70. Daria, hai te rog frumos, nu mai distra pe cel ăsta, adică lasă să fim atenți și să putem controla digestiunea. Știți că mă obosește foarte mult în momentul în care voi vă distrați, nu sunteți atenți. Deci a spus 17 supra 70. Hai să vedem... Să dar îi distrage și facem. Da. Hai să vedem, Daria. Nu, n-am făcut nimic. Bine, hai să urmărim aici. Ce a fost important să facem întâi, Casandra? Să facem simplificarea asta, 3 cu 3. Ordinea efectuării operațiilor, trebuie să facă mulțirile, părțirile și până adunările și scăderile. Da. Iar el aici, pe el am prins că aduna 1 pe 5 cu 2 pe 3. Păi e grav, început, e foarte grav. Așa. Și după care ar trebui să aflăm al doilea lucru important, să aflăm aceeași numitor, 35-ul, da?
Și de acolo ne-am descurcat. Hai să mai luăm un alt. 3 pe 4 minus 1 pe 5 împărțit la 2 pe 5 da? 2 pe 5 minus plus, plus 3 tot într-o paranteză împărțit la 1 pe 2, da. 2. Egal cu. Super faină, super, super. Dar ea la masă? Poate eu la nanșă, vă da, rog. Vă rog. Lăsăm? Lăsăm. Da. Dar voi îmi puneți întrebări. De ce faci asta? Da, da. Mi-a mers în plică cu orice. Da, ia să vedem. Da, da. Deci, egal cu. Este egal cu paranteză rotundă. 3 pe 4 minus 1 pe 5 ori 5 pe 2. Aaa, la împărțire se muncește prima cu a doua inversată, da? Asta ne-a spus. Plus 3 5 ori 2 pe 1. Ori 5 pe 2. Plus 3, închidem paranteza, ori 2 pe 1. Plus 3, da. Totul de mulțit cu, mulțit cu 2 pe 1. Întrebări? Deci am pus 2 pe 1 sau ceva? Asta știu. Haide, dar n-am întrebări. Răspundem. Zi, Davide. Pentru că la împărțire se schimbă locul. Nu, deci la împărțire mulțim pe prima cu a doua inversată. Da. Prima cu a doua inversată. Ăsta-i motivul. Și atunci, eu pot să simplific. Stați, dar nu ați inversat? Că era 2 pe 5, doamn profesor. 1 pe 5 înmulțit cu 5 pe 2. A, 5 pe 2, doamne, am crezut că... Aici se poate face ceva. A, se poate, putem să simplificăm 5 cu 5. Bun, așa că este egal cu paranteză rotundă. 3 pe 4 minus 1 pe 1 plus 1 pe 2 plus 3 ori 1 pe 2. Deci 3 pe 4 minus... Minus 1 pe 1 ori 1 pe 2. Dar mai punem 1 pe 1. Și mulțim. 1 ori 1 de aici, 1. 1 pe 2. 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Plus 3. Plus 3. Tot în paranteză mulțim cu 2 pe 1. Și va fi egal cu 3 pe 4 minus 1 pe 2. Pe al doilea îl amplificăm cu 2. Deci aici amplificăm cu 2. Și paranteză egal cu paranteză. De ce amplificăm cu 2, Cassandra? Ca să fie egal. Ca să fie același numitor. Același numitor. Același numitor comun. Ai să mă întreb ceva? Nu. Nu? Ți-a ieșit toate greșitile? Ți-a ieșit, da? Bun. Așa. Oricum. Și îl amplificăm cu 2 și va fi egal cu 3 pe 4 minus 2 pe 4 plus 3. 3 pe 4 minus 2 supra 4 plus 3. 3 în paranteza ori 2 pe 1. Ori 2 este pe 1. Este egal cu 1 pe 4 plus 3. Pe 3 minus 1 face 1, 1 pe 4, da? Plus 3 pe 1, ca să-mi fie mai ușor să calculez. 1 pe 4 plus 3 pe 1. Într-o paranteză, ori 2 pe 1. Și va fi egal cu... Întrebare? Nu, nici o întrebare, da. Nu, păi pe prima o amplificăm... Pe prima o amplificăm... Dacă nu vrei să scrii, eu n-am ce să spun. Așa face și la școală, da? Da. Nu scrie în caie, dar nu-l verifică, pentru că mi se are încredere în noi. Dar... El nu vrea. Când o să-l prinde câteodată cu asta? Nu mai când îl prinde. Dar povestea este, Davide, că dacă nu lucrezi... Poate e vreun exercițiu important care tu trebuie să-l ții minte și te prinzi la capul și nu știi nimic. Deși în afară de asta, dar numai dacă lucrezi și scrii continuu, ți se dă mâna, dar altfel nu. Așa, și va fi egal cu... Pe primul îl amplificăm cu 4 ca să avem același numitor. Nu, aici nu avem cu nimic. Nu, pe al doilea am spus așa. Și este egal cu 1 pe 4, asta în paranteză. 1 pe 4 plus 12 pe 4, închidem paranteza, ori 2 pe 1. Și este egal cu 13 pe 4, da, ori 2 pe 1. Și acum vedem dacă putem să luăm pe 4 cu și pe 2 prin 2. Da. Și va fi egal cu 13 pe 2 ori 1 pe 1, care este egal cu 13 pe 2. Egal cu 13 supra 2. Și ieșiți este de acum. Și acum am și o întrebare pentru ei. O secundă. Da. O secundă. Pentru David. Cassandra și cu Davide. Vreau să urmăriți.
ce a fost aici? A fost vorba de împărțirea asta de făcut. Cum se par două fracții? Mulțim prima cu a doua inversată. Deci 1 pe 5 ori 5 pe 2 și plus 3. Deci urmărim mai departe simplificarea și mi-a rămas 1 pe 2. Să știi că Daria puteai de aici să aduci la aceeași numitor. Da. Puteai să zici 3 pe 1 și numitorul ar fi fost 4. Da? Da, ca să nu pierdem timp. 3 pe 1 minus 1, 2 pe 1 4, minus 4 pe plus, 2 plus 12, da, pe 4. Da. Și să fim făcut asta mai de timpuriu. Da. Da. Așa, cât este ceasul? Ia vedeți. Vă spun acum că am telefonul. Este și 54. Și 54. Deci mai avem 2-3 minute, nu? Mai avem chiar 6 minute. Așa. Hai să stau și eu cu ea de vorbă, că o vine și ea. Că vrea și ea să... Un exercițiu. Da. Doamne, ce-mi plac astea. Da. Ale ei, pentru că eu le rezolv așa ușor, că na, eu sunt în clasa 4-a. Noi suntem. Știu și tabla înmulțirii. Da, noi suntem. Știu și tabla înmulțirii și așa. Știm și tabla înmulțirii, am trecut la împărțire așa și nouă ne este mai ușor, dar place, că țin minte și o secundă. Nu mai vorbim prea mult, că știi cum sumăm mult timp. Spunem așa. Teodora. Ai o problemă ca să mă spui tu? Nu, să vă arăt. Nu, eu vreau să propun eu ție o problemă, să o rezolvăm. Da? Așa. Mama merge la piață și cumpără 2 kg de roșii. 2 kg de roșii. Dar pe căițel, ce am să scrii? N-ai ceva pe scris? Dă-i o foiță tu să scrii. Da, îi dau eu acum. Da. Dați-vă dacă am ajuns la mijloc. Deci 2 kg de roșii, 3 kg de cartofi și 4 kg de vinete. Da. Am crezut că are și ea, că noi da. Nu mai avem, doar dați-i dacă mai are. Da. Deci, 2 kg de roșii, 3 kg de cartofi și 4 kg de vinete. Pentru noi. 1 kg de roșii costă 4 lei. 1 kg de cartofi 2 lei. 1 kg de vinete 8 lei. Cât a cheltuit mama? Ce sumă a cheltuit mama? Ce sumă a cheltuit mama? Ce sumă a cheltuit mama? Deci, reluăm. Mama merge la piață și cumpără 2 kg de roșii, 3 kg de cartofi și 4 kg de vinete. 1 kg de roșii costă 4 lei. Da? Asta e pentru clasa a doua. Deci 1 kg de roșii costă 4 lei. 1 kg de cartofi 2 lei. 1 kg de vinete 8 lei. Ce sumă a cheltuit mama? O, domnul profesor, dacă da. Așa, da. Oh, de dor de ele. Gata. Pentru că ăștia vor probleme din astea. Da. Și uitați ce-am făcut noi pe doamne da. Și ăștia vor probleme din astea. Da, e mai drăguț așa. Mai drăguț, da? Da, să știți, că, să știți că noi acum știm tabla înmulțirii, dar ea nu știe și ea trebuie să facă prin astea. Adiana încă n-a învățat tabla înmulțirii. Știi. Oi.
Câte ceva știi. Câte ceva, da. Dar și nouă ne-a fost greu să învățăm tabla înmulțirii, să nu o luăm. Nu l-am 3 săptămâni. Cum ai terminat de scris problema? Acum au scris, dar stați să vedeți și fața ei. Și pe ea că... Da. E la geanta mai. Așa. Ce scrie acolo? Ce sumă a cheltuit mama? Ce sumă a cheltuit mama? Să zicem, cum că ai de gândul să facem problema asta? Dacă vrem să vorbim, mergem așa unde. Nu vreau să vorbiți de lucru, să mă lăsați. Daria, te rog frumos. Cum gândim? Dacă un kilogram de roșii costă 4 lei, cât vor costa 2 kilograme de roșii? 8 lei. Deci pe roșii punem o săgeată 8 lei. Care înseamnă cât? 8 lei înseamnă egal cu 2 ori 2 ori 4. Egal 8 lei. Deci pe asta știi câteodată. Pe cartofi, 2 lei costă un singur kilogram, dar cumpără 3. 2 plus 2 plus 2. Adică de 3 ori câte 2, cât faci? 2 plus 2 plus 2 din... 6. Deci pe cartofi înseamnă 2 ori 3, egal 6 lei pe cartofi. Păi vinete. Un singur kilogram e 8 lei. 4 kilograme. 8 plus 8 plus 8 plus 8. Corect. Deci este 8 plus 8 plus 8 plus 8. Care înseamnă? 8 cu 8, 16. Foarte bine. 8 cu 8, 16. Da. 6 plus 6, 12. Da, 2 și 1 le ținem. 1 plus 1, 2, 3. Deci face 32. Adică e 4 ori 8. 4 ori 8 la tabla mulțirii egal cu 32. Da? 2 plus 8 plus 8 plus 8 de 4 ori, 16, 32, așa cum ai spus tu, deci 32 și înseamnă de 4 ori câte 8. 4 ori 8, 32. Și acum, a dat pe... Pe cine a dat? Pe roșii, 8 lei. Pe cartofi, 6 lei. Și pe vinete, 32 de lei. Cât, ce sumă a dat mama pe toate? 8 plus 6 plus 32. Deci, suma totală, suma totală este, cât ai spus tu, 8 plus 6, plus 32 și ia să vedem cât este. Gata, acum facem cu pe 8 și plus 6. Bună seara! 8 și cu 6, 14. 8 cu 6, 14. Și plus 32. 32. Și este egal. 4 cu 2, 6. Da. 1 cu 3, 4. 46 lei. Asta a cheltuit mama pe cumpărături, da? Deci a cumpărat 2 kg de roșii, 3 kg de cartofi, 4 kg de vinete. Știm că a dat 1 kg de roșii, 1 de cartofi, 1 de vinete. Iată suma totală. Da? Bravo! Vezi? Am făcut și noi o problemă. Să facem repede, să chem viteza ore. La revedere! Așa! Păi terminau prima, a venit să parcă domnul fără. Da. Da. Din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult să muncim.
Ai ca auzit de odora de domn profesor? De fiecare dată prima. Mai bine. Și-am bătat și tabla mulțirii. 6-3? 3-1-6. Ia-ți-mi haină. Hai, lasă, mai repetăm acum acasă. Zicem așa, sinteza. Sinteza. Zile, ore. Avem temă. Da, avem temă. Da? Și am făcut la sinteza orei, am făcut... La clasa a patra? La clasa a patra, probleme. Da, cu Franci. Și la clasa a doua. Da, cu Franci. Cu facem algebră. Da. Și operați și fracții. Fracții. Operați. Și problema. Și problema. Problema de clasa a doua. Cu Teodora. Cu Teodora, corect. Care învață tabla mulțirii, domn profesor. Mâine învață și aia cu patru. Era să-ți pus filmul cu tine. Deja pe internet. Clasa a doua cu Teodora. Chiar așa spune, cu Teodora. Noi repetăm un pic în fața camerei și așa că... la mulțim, da? Hai, până la patru, vezi tot. Vezi, să vezi filmulețul tău. Hai, vezi, până de la început. De la început până la măcar cu patru, da? Pe ieța, că mai mult mai ușor. Da. Ai trecut prin ea. Să vă oprim camera. Da, domnul.